PSRM, PAS și PDM sunt favoriții la ocuparea fotoliilor de deputați. Potrivit unui sondaj publicat de IMAS la comanda Partidului Democrat, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, doar aceste partide ar accede în Parlament. Din numărul total de respondenți, 31,6% au declarat că la alegerile parlamentare ar vota pentru Partidul Socialiștilor, iar puțin peste 13% spun că i-ar vota pe candidații Partidului Acțiune și Solidaritate. Favoriții la ocuparea scaunului de deputat sunt și candidații PDM. Pentru ei ar vota 13,2%. La limita pragului electoral se află Partidul Comuniștilor. Sondajul mai arată că partidul Platforma DA, condus de Andrei Nestase, nu va accede în Parlament. Sub pragul de 6% se află și partidul nostru al lui Renato Usate, pentru care au votat aproximativ 3% din cei chestionați. Sub 3% se află și partidul Șor, PPM, formațiunea lui Mihai Gimpu, urmată de Partidul Liberal Democrat și Partidul Unității Naționale, a cărui președinte de onoare este Traian Băsescu. Numărul celor indeciși este de puțin peste 13%. La sondaj au participat 1099 de persoane din 76 de localități. Acesta a fost realizat în perioada 16 februarie 6 martie, iar marja de eroare este de plus minus 3%.